primul rând, felicitări, spectaculos arăți. Mulțumesc! Nu am văzut niciun episod, deși am auzit că s-au lansat deja două sau v-ați prezentat cu ele pe la festivaluri. Nu, am fost în competiție la Berlinale, să ne prezentăm în festivaluri, eu una, noi am fost în competiție. Sunt foarte mândră și suntem onorați de treaba asta. Uite, atunci ce cauți aici și nu ești la Cannes? Pe ce e faci? O întrebare bună, pentru că n-am nimic în competiție la Cannes, pe când asta e ceva esențial în viața mea, pentru că e un serial la care țin foarte mult, e un proiect foarte drag mie și sunt foarte fericită să fiu aici cu colegii mei și să-l promovăm. Așa, isteric, știi? Cum a fost? Ce ești? Fată bună, fată rea, dublu, agent? Ce ne pregătești? Depinde din ce punct de vedere te uiți, pentru că din punctul meu de vedere, tovarășa Carmen este cât se poate de corectă și este o tocilară a sistemului și împătimită a ideologiei și na, ea încearcă să-și facă treaba cât mai bine, da. În felul ei, cum crede ea că este... Da, absolut. Păi până la urmă, na, e subiectivă toată treaba. Ea ține cu aparatul și e un profesionist cât se poate de eficient. În ciuda experienței tale, știu că, sau ce puțin așa am citit, dacă nu zic bine, te rog să mă contrazici, îți place să te documentezi la fiecare rol, fiecare personaj. Acum, dat fiind faptul că această perioadă nu s-a regăsit în istoria ta, tu fiind foarte tânără și perioada comunistă nu ai trăit-o pe propria piele, ce puțin până la 5 ani, nu cred că ai conștientizat tu ce înseamnă regimul acela. Cum a fost documentarea pentru personajul ăsta? Citit foarte mult. Douglas Boyd, Denis de Leton, citisem cartea lui Pacepa la 15 ani. M-am uitat pe YouTube la o grămadă de videouri cu o fostă agentă CIA care era expertă în deghizări. Astea sunt doar bucurii pe care mi le fac eu mie, așa, pentru tocilarul din mine, care e foarte fericit să afle multe lucruri. Dar real n-ai găsit pe nimeni care să se asume că în perioada respectivă a jucat așa un rol în... Bine, tovarășa Carmen este oficială, ea nu e absconsă, este contraspionaj pe față. Din păcate nu, n-am avut ocazia să ajung. Lumea asta e foarte îndepărtată de lumea mea și a familiei mele și da. Deși ar fi fost frumos, am lăsat imaginația să-și facă treaba. Până la urmă, de aia ne-am făcut actori. Zim cum e lucru cu actori internaționali, pentru că tu ești printre puțini tineri actori români care au avut șansa, ai muncit pentru fiecare rol, să lucrezi cu mulți actori de la Hollywood. E vreo diferență între felul în care se lucrează în România și felul în care se lucrează cu actori străini și echipă? Profesioniștii vor fi întotdeauna profesioniști. Pentru mine e în mod egal, plăcut și nu ierarhizez în niciun fel să joc cu nume celebre și cu colegii mei care pentru mine sunt niște oameni extrem de talentați și cu care e o bucurie să mă întâlnesc în ring. Asta contează. Te-am întrebat asta pentru că eu îl ador pe Tom Hanks și știu că tu ai jucat cu el. Și cum a fost? Vreau să-mi zici așa, că a fost unul dintre iubiții mei platonici. Un om extrem de drăguț și de blând și de cald și cu umor și foarte cu picioarele pe pământ. A fost o experiență foarte plăcută. Și mai zic ceva de tine, apropo de ce citisem. Cum ești în rolul, nu pe scândură sau la filmări, în viața de zi cu zi? Mamă și soție, cum e rolul ăsta? E ușor, la fel ca atunci când dă start acțiune cadru, sau greu? E cea mai mare responsabilitate din viața mea și sunt trăiesc întru totul pentru familia mea. Și na, sunt milioarde de decizii de luat în fiecare secundă și în același timp e cel mai frumos lucru pe care l-am făcut vreodată. Sunt o mamă foarte fericită. Îți vine să crezi când o vezi? Gata? Nu, sunt uimită de ea. E supraumană de inteligentă și de magică și de... Na.